Joi la Roman a avut loc vernisajul expoziției de fotografii Romanul sub semnul crucii, prilej cu care au fost premiați și autorii celor mai bune lucrări expuse. Evenimentul este găzduit într-un spațiu aflat în imediată apropiere a Bisericii Precista Mare și este organizat de Academia Petru Tocănel împreună cu Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, Liceul Romano-Catolic Franciscan Sfântul Francisc de Assisi, Primăria Roman, Societatea Culturală Clepsidra și Biblioteca Municipală George Radu Melidon. Expoziția a atras deja un public numeros, interesat de înălțarea sufletească promovată de instantaneele imortalizate în peste 100 de fotografii. Pentru publicul doritor, expoziția va rămâne deschisă până pe data de 30 octombrie.